Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjan. După cum probabil vedeți, revine în studioul nostru, într-o nouă emisiune, doamna Maria Rădescu, specialist în proiecte, cum l-am prezentat noi, în proiecte cu finanțare europeană de la Liceul Tehnologii Baia de Fieri, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit! Sunt foarte bucuroasă că mă aflu din nou alături de telespectatorii dumneavoastră, alături de colegii mei din învățământul gorjean și nu numai. Am zis specialistul în proiecte pentru că o să vorbim și astă seară. Aveți foarte multe proiecte în derulare, le-ați avut, unele le-ați dus la bun sfârșit și cu siguranță vor mai fi și altele. Bine, meseria de cadru didactic însă nu voia nimeni și aveți în spate o carieră didactică De 40 de ani. Mulți înainte, iată, nu știam că chiar de 40 de ani, dar asta înseamnă o carieră didactică impresionantă. Vorbeam însă și în general sunteți, aveți o experiență foarte bogată în implementarea unor proiecte cu finanțare europeană și număram noi, cred, anul trecut, vreo 7 erau în acel moment în implementare. Între timp au mai apărut și altele, chiar în acest an obținute și putem să spunem, fără, cred că nu greșim, dacă că sunteți școala, liceu în cazul dumneavoastră, cu cele mai multe proiecte cu finanțare europeană aflate în derulare la acest moment. Da, este adevărat. Cred că și nu pentru asta meritați nu, toate felicitările și să ne spune și rețeta succesului, pentru că nu foarte multe școli pot să spună acest lucru, că au multe proiecte în implementare. Foarte multe școli din Gorj n-au niciunul care să-l aibă în implementare sau n-au avut această experiență până acum, deși aceste proiecte cu finanțare europeană, Comenius, cum erau înainte, sau Erasmus, se tot derulează. Se apropie 10 ani de când au intrat în implementare, da, în România. Da, 2007. Da, și foarte multe școli încă n-au avut un asemenea proiect. Tocmai de asta, această discuție ar fi bine să fie și din această perspectivă, să-i ajutăm pe cei care se uită la noi sau să le dăm un imbol, cumva, să utilizeze sau să... Da, să folosească aceste oportunități pe care le oferă fondurile europene. Care este rețeta dumneavoastră? N-aș putea să spun că este ceva secret. Este un lucru, în primul rând, trebuie să-ți placă ceea ce faci, să iubești foarte mult ceea ce muncești și ceea ce faci, să-ți placă să călătorești, să implici cadrele didactice și elevii și să profiți de toate oportunitățile oferite de Comisia Europeană, de Ministerul Educației și Învățământului, pentru că toate aceste fonduri vin de la Comisia Europeană, dar prin intermediul Agenției Naționale din cadrul Ministerului Educației și Învățământului. Cadrele didactice, dacă s-ar informa mai bine, pentru că eu cred că totuși există o lipsă de informare în școli în privința acestor oportunități de finanțare și tineretul ar trebui să se implice mai mult, să meargă pe la toate seminariile, pe la diseminări în cadrul comisiilor metodice, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean atunci când se fac diseminări la nivelul inspectoratului la consfătuirile cadrelor didactice, atât ale celor din învățământ pe specialități, cât și din cadrul consfătuirilor cadrelor didactice pentru proiecte europene. Este domnul inspector Neofit Stănciulescu, foarte implicat și dăruit în ceea ce profesează, totdeauna ne întreabă, ne cheamă, ne spune, ne îndrumă și distribuie și îi place ceea ce facem. A venit la noi la Baia de Fier la conferințele de lansare ale proiectelor pe care le-am avut și îmi place cum se implică în acest profil, în acest domeniu al proiectelor europene. Da, e foarte bine că e un sprijin și la nivelul inspectoratului școlar. Aveți, cum spuneam, experiența de implementare este foarte, foarte vastă și, iată, apropo de rețeta succesului, doar în acest an 4 noi proiecte și toate au, să zicem, ceva comun, legătura cu Franța. Da, am aplicat pentru încă 4 proiecte
strategice, parteneriate strategice doar între școli, toate au coordonator francez, pentru că ei au foarte mulți bani, spre deosebire de noi, cred că, nu știu de unde vin acești bani, cred că și contribuie Franța, fiind mai de mult în Uniunea Europeană, contribuția lor la bugetul Uniunii este mai mare față de contribuția României. Sau ca o, sau nu ca o paranteză, ca o adăugare, poate că nu aruncă, poate că nu aruncă banii pe prostii, adică socotesc că aceste tipuri de proiecte, de programe sunt benefice pentru învățământul benefice francez și automat se bagă bani foarte mulți. Acum da, la oamenii săraci, nici voi nu trag cum se spune, s-ar putea ca România să fie și după buget așa mai micuță. Da, este posibil și acest lucru. Este foarte implicată și Franța, eu comunicând în limba franceză cel mai mult, în engleză mai puțin, mi-e mai ușor să găsesc parteneri, în primul rând din Franța, și apoi vorbitori de limbă franceză. Am 4 noi proiecte, toate aprobate din cele pe care le-am aplicat. Este unul care are coordonator, am 2 pentru grădiniță și mă bucur foarte mult și sunt proiectele mele de suflet. Unul se numește Diferiți, dar egali. Coordonator este o grădiniță din Avignon. Pentru a 3-a oară lucrez cu acea grădiniță din acel oraș. De 2 ori am fost eu coordonator, a 3-a oară este profesoara de acolo. Mai am un proiect unde coordonator este o țară de peste, din teritoriul de peste mări, o regiune franceză, Guadeloupe, din arhipelagul Caraibe. Este o noutate, o provocare pentru noi și acest proiect este tot pentru grădiniță. Și încă acest proiect se numește Elevul meu, eroul meu, o să vorbesc despre fiecare în parte, cât e puțin. Al 3-lea proiect este un proiect pe ecologie, Veni, Vidi, Bici, foarte frumos și atractiv, un proiect ambițios. Iar al 4-lea este un proiect care se numește Atitudine de viață sănătoasă și acesta este pe sport și pe ecologie, pe mâncare sănătoasă, pentru că, așa cum știm, totul se reflectă în sănătatea noastră, are legătură și mediul înconjurător și mâncarea și exercițiile fizice și mișcarea. Ei pun foarte, foarte mare accent pe aceste lucruri. Dacă ar fi să intrăm puțin în amănunte la fiecare dintre aceste proiecte noi, spuneați că 2 sunt pentru grădinițe și cred că aici aveți o experiență chiar și mai mare. Grădinițele, în general, accesează mai greu, cel puțin grădinițele din județ. În afară de dumneavoastră, cred că prin Târgu Jiu am mai auzit într-un caz sau două de proiecte de genul acesta. Mi se par mult mai numeroase proiectele cu finanțare europeană de tip Erasmus la gimnaziu și mai ales la liceu. La liceu, da. Cum sunt aceste proiecte pentru grădiniță? Mai ales că spuneați că sunt mai speciale pentru dumneavoastră, având în vedere meseria de o viață. Da, sunt speciale și eu caut pe platforma pusă la dispoziția noastră de către Agenția Națională, caut pe Twinning proiecte pentru grupa de vârstă 4-11 ani. Într-adevăr, sunt mai greu de accesat pentru că profesorii în general în Europa lucrează mai mult pentru primar decât pentru preșcolar și mi-a fost mult mai greu să intru și eu cu ei. Uneori am avut parteneri chiar și cu școala primară, nu numai cu grădinița, dar am unul numai cu grădinițe, acesta care este Diferiți, dar egali. Am parteneri o grădiniță din Avignon, coordonator de fapt, mai am o grădiniță din Tallinn, îmi place să, da, Estonia, țările Baltice, am mai avut cu Lituania, dar Estonia este puțin mai sus și cred că va fi o provocare cunoscând mai mult teritoriu și intrând pe cultură, pe interculturalitate, pentru că despre acest lucru este vorba în proiectul nostru, Diferiți, dar egali. Trebuie să ne respectăm în primul rând, să învățăm copiii, să ne respectăm cultura, religia, etnia și apoi respectând toate aceste lucruri,
spunem noi că suntem egali. La școală, cel puțin tuturor copiilor, trebuie să le oferim o educație egală, indiferent de naționalitate. Am întâlnit în școlile partenere copii musulmani, copii ortodoxi, copii catolici, din toate religiile, care se respectă și conviețuiesc împreună foarte frumos și pe acest lucru punem accentul în acest proiect. Mai e o chestie, să spunem așa, mai deosebită la aceste proiecte pentru grădință față de celelalte numite gimnaziu, liceu, faptul că nu se pot face schimburile cu, și la nivel de preșcolar, la nivel de copii. Deci, practic, doar cadrele didactice sunt cele care experimentează, să spunem așa, pun din experiența lor și în alte, o experiență comună la grădinițele partenere. Da, noi doar cadrele didactice, așa este, aveți dreptate, dar organizăm conferințe Skype în timpul programului de școală. Da, e foarte interesant. Da, când copiii noștri vorbesc cu cei din Turcia, cu țările partenere, cu cei din Belgia, cu cei din Franța, îți spun poezii, se salută, au învățat câteva cuvinte uzuale, expresii, formule și sunt foarte încântați. Într-o limbă gen circulația engleză sau ceva sau fiecare limba celuilalt? În primul rând în limba franceză, limba proiectului în care se derulează proiectul nostru, fiind vorba la noi de franceză, și apoi în fiecare limbă din țara parteneră. Spun și în românește și în turcește și în franceză, Belgia are, portugheză, spaniolă, italiană, în toate limbile și chiar am făcut broșuri în cadrul acestor proiecte. Am realizat, ca și schimb de bune practici, am realizat broșuri cu expresii și cu formule uzuale de salut, de respect, de ale, din toate limbile, nu numai în limba de lucru a proiectului. Facem expoziții de pictură, de desen, cu copiii noștri pe aceeași temă și în același timp cu țările partenere, expoziții pe care le numim noi mai nou, cel puțin în Franța se spune rufele spălate, în același timp, în aceea zi, întindem o sfoară în spatele clasei, unde expunem lucrările copiilor și facem poze și le unim pentru a vedea cum văd copiii un anumit subiect, o anumită temă, cum o tratează ai noștri, cum o tratează cei din Franța, cei din Belgia, cei din Estonia. Sunt foarte frumoase și foarte atractive. Noi, de fapt, suntem cei care le insuflăm copiilor gustul și dragostea față de alte culturi. Învățăm steagurile țărilor partenere. Vorbind de dintre tot de cele patru noi, mi-a atras atenția cel legat de hrana sănătoasă, de partea de mediu sau ceva, pentru că ele se obțin în general, fiind foarte mare concurența, să spunem așa, proiecte de acest tip se obțin mai greu decât altele. Da, prioritare și anul acesta și anul trecut, subiectele prioritare, temele prioritare pentru proiecte au fost absenteismul, incluziunea socială și mai târziu cele despre ecologie despre care vă vorbeam, dar sunt foarte, foarte interesante și au obținut aprobare pentru că avem activități atractive în cel cu atitudine de viață sănătoasă. Mergem cu fiecare școală parteneră, organizează vizite în primul rând la casele de bătrâni, la zilele de bătrâni, unde mergem să le facem donații cu mâncare sănătoasă și cu care stăm de vorbă, bineînțeles, cu cei cu care se poate, că nu se poate vorbi chiar cu toată lumea, despre rețete tradiționale și acest lucru îl facem nu numai la zilele de bătrâni, îl facem și în satul în care locuim. Să ne spună care este succesul, cum au ajuns ei la o vârstă de 80 de ani, cum trăiau în trecut bătrânii, bunicii, străbunicii noștri și ce mâncau sănătos și avem împărțit, facem un echilibru al mâncărurilor sănătoase și nesănătoase.
și ținem cum sunt mai multe nesănătoase. Da, și mai ales dacă acest proiect este, până la urmă, are urmare practică, acei copii care sunt în proiect sau și colegii lor vor înțelege acest lucru, poate am evita problemele acestea care sunt, că România a ajuns, de exemplu, printre țările cu grad avansat de probleme medicale pe întreaga populație. Suntem printre cele mai... Poate și pentru faptul că aici în România, știți, s-a tot constatat, vin de multe ori chiar deșeuri pe care ni se vând la prețuri de mărfuri noi sau ceva de acest gen. Aș vrea să mergem mai departe, să avem și niște imagini pe care dumneavoastră le-ați avut în diverse proiecte. O parte din acele imagini pe care dumneavoastră le-ați adus, o să le vedem în această seară. Ar fi bine să ne povestiți dumneavoastră despre ele la fiecare în parte. O să le vedem pe ecran și dumneavoastră ne spuneți din ce proiect sau ce reprezintă ele, pentru că sunt niște, vreau să vă spun că e o bogăție de activități, de lucruri foarte interesante. Iată, da, aici suntem în Sicilia, este un proiect pe grădiniță, aprobat pe grădiniță, suntem în Teatrul Grec, un teatru în aer liber, foarte frumos, în Sicilia, mai precis în Siracuza. Siracuza, un oraș încărcat de istorie, un oraș extraordinar, unde am văzut și urechea lui Dionisio și foarte, foarte multe lucruri interesante. Aici suntem la fel tot în Sicilia, în Piața Armerina, reuniune cu toți partenerii din cele 7 țări, suntem 7 țări în acest proiect, și câțiva elevi în fundal, pentru că și acolo liceul, școala unde am mers, era o școală primară și avea foarte multe structuri. Și noi am vizitat fiecare școală în parte. Și acolo sunt o parte dintre elevii de la una din școli. Erau foarte atrași de activități. Proiectul este încă în derulare, nu? Sau s-a terminat? Este încă în derulare, este al doilea an. De aici sunt colegele mele la Atena, la fel în oraș și plin de istorie, un oraș foarte frumos, în alt proiect, nu cel cu grădinița. Aici este vorba despre Libertate, te iubesc, un proiect pe istorie, mai mult pe istorie, bazat pe istorie, pe religie, pe cultură, pe libertatea de expresie, aici sunt la fel colegii noștri într-un proiect în Bulgaria. Deci că și elevi de liceu, da, da, sunt implicați. Aici sunt, da, și elevi de liceu. Imaginile sunt nu sunt în ordine, nu-i problemă, sunt diferite. Eu voi vorbi despre fiecare în parte. Acesta este proiectul liceului Europa Durabilă. Avem foarte multe proiecte pe ecologie. Unul singur e pe istorie. Într-o vreme se promovau foarte mult, da. Da. Aici sunt colegele mele de la învățământul primar în proiectul cu albinele amenințate, Planeta în pericol, un proiect inovativ și despre care vă vorbeam. Telespectatorii au putut să vadă o emisiune întreagă despre acest proiect. Da, cum am instalat stupul din sticlă în școala noastră și elevii vin zilnic și văd acolo. Aici sunt colegele, cred că în Bulgaria, au mers la o reuniune. Aici sunt elevii de liceu în proiectul Europa Durabilă, dar reuniunea s-a desfășurat în Italia și sunt foarte multe activități în aer liber, după cum se vede, fiind proiectul pe ecologie, foarte multe plimbări. Și imaginea e splendidă, adică sunt culorile care ar trebui să fie și la mare și la da. Cer și peste tot, da. Apropo de ecologie, i-a plimbat foarte mult. Aici la o reuniune, iarăși colegele mele de la învățământul primar, în Bulgaria sunt, după cum se vede, un proiect care a avut un impact foarte mare și un impact pozitiv asupra colegilor, asupra copiilor de vârstă primară. În fiecare zi cer să meargă în sala unde este instalat stupul din sticlă, să vadă albinele, cât au mai muncit, cât faguri au mai construit, cum își vin cu piciorusele cu polen. Și eu pentru prima dată am văzut acest lucru, la fel la o reuniune, tot pentru învățământul primar, tot în Bulgaria, văd că am mai multe imagini da, de aici. A depins și de calitatea fotografiilor. Da, colegele mele probabil au știut să le facă mai bine și depinde și cu ce le fac, cu telefonul sau cu aparatul. Au fost foarte implicate, acum ele vor merge în Sicilia,
și ele în alt proiect, în același proiect, dar nu cel cu grădinița despre care vă vorbeam. La fel, este proiectul din Europa Durabilă, dar reuniunea este, da, în Italia. Acest proiect este pentru liceu, pentru 14-18 ani. Sunt implicați elevi, acum chiar vor pleca la Feriel Siurariej, o echipă de 2 profesori și 4 elevi de liceu în acest proiect. Iarăși colegele mele de la învățământul primar, care v-am zis că merg în Sicilia, într-un oraș și în partea de nord, eu am fost în centru Siciliei în proiectul meu, iar ele vor merge în partea de nord. Sunt și ele foarte, foarte mult implicate în derularea proiectului și chiar le pare rău că se va termina, va mai fi anul acesta și proiectul va lua sfârșit. Cu siguranță vor apărea altele. Așa vor apărea, că... să sperăm că vor apărea. Da, o imagine sugestivă, cum i-au primit elevii bulgari, cum a primit delegația noastră, seamănă puțin cu felul nostru de a-i primi, cu pâine și ei în loc de sare au boia de ardei. Da. Interesant. Da. Noi avem sare și pâine, ei au boia și pâine și flori. Adică la ei e adevărată capcană, boiaua. Da. Da, da, da. Au și costume foarte frumoase. Aici sunt dansuri. Dansuri îmbrăcați, copii îmbrăcați în costume populare. Aici este vorba despre copiii din proiectul nostru cu grădinița, un dans turcesc. Chiar dacă am fost în Italia, ei ne-au prezentat dansuri din toate regiunile țărilor partenere și au fost implicați și noi îi așteptăm la noi în grădiniță. Aici iarăși din Bulgaria, cu copiii îmbrăcați în costume și cu steagurile țărilor partenere. De fiecare dată așa ne primesc, peste tot pe unde mergem. Știu să ne și spună cuvinte în limba română sau în limba celuilalt partener. Au și costume foarte frumoase bulgarii, foarte frumoase. Viu colorate, nu ca ale noastre n-ar fi, dar și ale lor sunt foarte frumoase. Tot în Bulgaria. Tot în Bulgaria, aici. Da, la școala primară, unde n-au fost elevi de-ai noștri, dar colegele noastre au venit cu imagini și le-au proiectat și au văzut și ei ce au făcut copiii din Bulgaria. La fel, la rândul lor, colegele noastre au dus acolo imagini. De la activitățile desfășurate în România. De la activitățile, România, da. Da, da. Copiii. Da, aici suntem în Günzburg, în parcul Legoland. Le-a plăcut foarte mult, chiar dacă au fost liceeni. Noi am fost cu un grup de 5-6 elevi din România. De regulă e pentru gimnaziu mai degrabă. Mai degrabă, da. Dar ne-au dus în vizită la Legoland și... E o atracție turistică până la urmă. Au fost încântați, chiar dacă nu era chiar apropiată. Sunt atâtea aventuri acolo și atâtea activități în aer liber, încât s-au simțit foarte bine. Aici sunt dansuri din Grecia, unde au fost colegiile mele la Atena, din câte văd eu, da, unde au intrat în horă toți elevii parteneri și mi-au povestit colegele, a fost profesoara de franceză Golu și cea de engleză, cea de română Tomescu, mi-au povestit că fiecare țară a prezentat dansul și copiii și colegii lor au învățat. Acesta este pe și gimnaziu și liceu, 14-18 ani, 13, începând de la 13 ani, sunt colegii de proiect din Atena cu și cei din Germania. Acolo în spate, în fundal, se vede Erasmus peste tot, panou cu Erasmus, cu steagurile țărilor partenere. Ei fac și desene, eu am văzut prin grădinițe, da, aici o reuniune mai mare. Este în Italia? Din Europa Durabilă, din Italia, da. Acolo mi-au povestit colegele că au plecat în număr foarte mare și au făcut plimbări în aer liber, chiar îmi spuneau la un moment dat că s-au obosit foarte tare, dar a fost foarte, foarte plăcut în Italia și e frumos când se pleacă așa în grup
mare, elevii sunt încântați, la fel, tot în Italia. Da, și când întâlnești o pasiune comună pentru ceva, mai ales transnațională, asta înseamnă foarte mult. Și de aici și succesul proiectului și schimbul de experiență până la urmă. Da, da, și lor le-a plăcut la noi, că au fost și ei la noi și au zis că aveam locuri foarte frumoase și au vrut la rândul lor să ne arate și ei locurile lor. Deci vor urma vizite ale lor acum în România, în anul ăsta sau anul următor? Și anul ăsta și anul următor, mai mult ale lor și ale noastre, dar noi am cam fost, nu prin toate, aici tot în Italia. Urmează vizite, da, săptămâna viitoare avem pentru proiectul Libertate te iubesc, reuniunea, la noi vin 15 elevi și 9 profesori. E destul de greu de organizat. Foarte greu și asta sunt foarte bucuroasă că am colegele mele care au preluat organizarea, Dana Turpăceanu și Ana Ionașcu, aici din Bulgaria, se vede scris tot de la școală cu învățământul primar. Ele au preluat organizarea acestei activități, deja au făcut toate demersurile, protocol, au organizat sala, au pregătit elevii. Suntem o echipă și lucrăm foarte bine și doamna director Cetină ne ajută foarte mult și se implică alături de doamna Turboceanu și de informatician de Ana Ionașcu. Toată lumea lucrează. Aici suntem îmbrăcați în tricouri pentru că, da, tot în Atena sunt colegele mele. La fiecare proiect am făcut pentru copii tricouri cu logo-ul proiectului ales și cu Erasmus plus, logo Erasmus plus pe spate și sau cu școala de unde venim și logo proiectului și s-au îmbrăcat, au fost foarte încântați. Aici cred că în tot în Atena, da, că văd eu în Italia, văd colegele mele italiene și cele din Bulgaria la proiectul cu grădinița și colegele mele de la Baia de Fier. Chiar ei vin acum la noi, sâmbătă și duminică, fiind proiectul cu titlul Libertate te iubesc, duminică vom organiza, fiind prima zi de reuniune, la fel, din același proiect, vom organiza o excursie la Cetatea Deva, la Castelul Huniazilor și Mănăstirea Lainici înainte de a ajunge la Deva. Tema de la noi din țară este libertatea de religie. O temă puțin greoaie, dar am reușit să aducem copiii să le spunem ce trebuie să citească, să se informeze despre această temă. Aici, cum aveau ei organizat în sala de protocol, cu panouri, fiecare țară își prezintă activitățile care se desfășoară între cele două reuniuni. Dacă de la reuniunea din România au fost 3 luni, am avut de desfășurat 3 activități sau chiar mai multe. Și elevii prezintă activitățile pe care le-am desfășurat în această perioadă. La fel aici, cred că sunt, da, tot aici sunt în Bulgaria, în Europa durabilă. Sunt foarte, foarte multe imagini, că le-am și uneori le mai încurc, dar ei sunt elevii noștri. Da, le-am mai încurcat și calculatorul, da, de la pus de la proiectul. Îi văd cei de acolo, da. Sunt toți elevii noștri, de la Baia de Fier. Sunt 4 elevi și în față profesorul lor însoțitor, Anca. Aici, la fel cum au lucrat, au lucrat și interactiv la calculator, lucrează mult pe prezentări mai nou prezi, spun ei, care sunt foarte frumoase și atractive, le plac foarte mult copiilor. În acest proiect cu Europa Durabilă, ei au făcut și o grădină de legume și au dus lăstar sau fire de legume din fiecare țară reprezentative. Noi am dus varză, fasole, nu mai știu ce au mai dus colegele mele. Da? La fel, reuniune de lucru în Atena, după câte văd eu. Au fost și colegele care au plecat în reuniunile transnaționale s-au implicat foarte mult în vizitele care urmează să fie la noi, pentru că
ajută copiii, informează, lucrează cu ei pe o anumită temă. Da, și ne-am întors la Bulgaria. Da, da. Că deja sunt cunoscute colegele mele. Da. Au fost și foarte, foarte încântate, au făcut și foarte multe poze, ele neavând elevi cu ele. Da, și cred că s-a mai și repetat, dar în, în general... Da, da. Cei din acest proiect au fost la noi, deci nu mai vin, urmează să mai meargă colegele mele în Sicilia luna asta și în Spania. Da, aici este din Sicilia, din fața primăriei, foarte frumoasă zona, foarte frumoasă. Da, da, acolo e o zonă cu mafios, cu... Da, da. Puțin panicată, ei nu recunosc că ar fi mafie, îi spun că mafia e în toată lumea și... Păi, dar nici noi nu recunoaște și avem și noi pe ai noștri, deci de nicio problemă. Este, da, dar nu recunosc. Se auzeau, da, aici la o reuniune, sunt cu colega mea Dana, tot în Sicilia, la primărie, se vede primarul, la fel, cu tricolorul în fundal. Cu tricolorul, cu stea... Tricolorul lor. Tricolorul lor, da. Sunt obișnuită după tricolorul, da, nostru. Am înțeles. Da. Se mai auzeau din când în când împușcături noaptea, sirene. A, deci mai au... Da, au, au, da, da. Dar nu, nu vorbesc despre așa ceva și, în general, pare orașul liniștit, dar știind că în spate e foarte multă agitație. Aici, da, în, în Europa durabilă, pentru că o cunosc pe... colega din Italia, au prezintă materiale. Cei din Sicilia vin acum la noi peste 3 săptămâni în proiectul cu grădinița. Pe ei am implicat în proiectul cu grădinița și voi avea încă o reuniune săptămâna viitoare și... Și cam acestea au fost. Ar fi fost mult mai multe, dar cred că ne-am făcut așa o idee asupra acestor proiecte. Poate intrăm puțin mai în amănunt asupra unora. Am văzut imagini doar dintr-o o parte din aceste proiecte, care, să spunem așa, ar fi experiențele pozitive sau ce se câștigă după aceste proiecte. Vorbeam deja de locuri văzute și de la Grecia am văzut Italia, am văzut Bulgaria, Germania. Bine, vorbeați puțin că o să se ajungă și în alte zone chiar. Care sunt, cum să spun eu, care e plus valoarea câștigată de atât de elevii de la Baia de Fier și de cadre didactice? Aceasta este foarte mare, impactul fiind pozitiv asupra elevilor, normal că o plus valoare europeană se vine în fiecare cu siguranță, școală. Da. Venim cu manuale de bune practici de la fiecare dintre proiecte, absolut din toate proiectele, avem ca final comun, produs comun, un manual de bune practici cu tot ceea ce am învățat sau învățăm. De exemplu, vă dau un exemplu în proiectul 112, cum te pot ajuta, din care nu am avut imagini pentru că nu le-am adus eu aici. A fost foarte frumos. Am fost în Polonia cu elevii noștri de gimnaziu, de la 5-8, și acolo ne-au dus la Universitatea de Medicină din Lublin, unde i-au pus pe copii să învețe cum se acordă primul ajutor în cazul unui accident vascular, un NEC sau pompier, de exemplu, tot în Polonia, la Lublin, ne-au făcut o experiență, am mers în vizită la secția de pompieri și au simulat un accident, au sunat la 112 numărul comun, au venit pompierii, i-au descarcerat, i-au băgat pe elevii în mașină, au tăiat-o, bineînțeles că nu i-a putut scoate de la fără să taie mașina. La sfârșit, după ce i-a scos pe targă și și-au acordat primul ajutor, așa cum învățaseră cu două zile înainte, mașina a explodat, a luat foc, ei au aplaudat că au ieșit cu bine de acolo. Avem o serie de mesaje. Unul dintre ele spune așa: interesantă emisiunea din această seară, interesantă experiența celor din Baia de Fier, dar când m-au timp și de ore, vă zice cineva. Da, este timp și de ore, pentru că noi muncim foarte mult la proiect în afara orelor de curs. Toate
tot ce ține de proiecte ne întâlnim seara, după ce terminăm orele, să facem partea practică. Iar elevilor le place foarte mult să lucreze chiar în activități, cum ar fi activitățile extracurriculare, este un gen de activități extracurriculare și în toate școlile se desfășoară astfel de activități extracurriculare și nu plec singură sau nu plec numai eu din școală, pleacă aproape toți colegii mei și de grădiniță și de școală. Și e bine când împletim ambele. Cineva vă spune doar foarte scurt, felicitări, doamnă. Mulțumesc frumos. Așa, un domn Costin, semnează Costin, spune așa, cred că proiectele de acest gen ar trebui să se facă în fiecare școală, chiar și în fiecare grădiniță, deși mărturisesc că mi se pare destul de dificil să se folosească la grădiniță asemenea proiecte. Nu e dificil, e dificil să accesezi proiectul, dar e foarte frumos atunci când pot transmite copiilor mei prin ochii altor copii, pot să le transmit ce au făcut acei copii, cum învață ei, cum se desfășoară sistemul de învățământ de la ei din grădinițe, dacă e vorba de grădiniță acum. E plăcut. Încă cineva zice că am numărat, mă încurcă, e cineva care tot sună și de fiecare dată în sare, deci noi putem să primim doar SMS-uri, degeaba sunați. Spune cineva așa, aceste proiecte, valoare și mai un cuvânt, deci încercați să reveniți, că nu se înțelege mesajul respectiv. Cred că a intrat cu... N-am mai văzut de mult un mesaj să nu intre tot. Sau așa a fost scris și nu înțeleg ce vrea să întrebe. Și încă un mesaj și continuăm cu proiectele. Da, felicitări, doamna profesoară. Cred că ar trebui să luăm exemplu dumneavoastră. Un coleg din Târgu Jiu, spune. Mulțumesc frumos! Mergem mai departe, apropo de aceste proiecte, mai revenim la mesaje pe finalul emisiunii. Vă rog să vorbim puțin apropo de aceste proiecte mai în detaliu și de experiențele pozitive. Mă gândesc acum, cum vedeți, apropo de învățământul din aceste țări, pentru că aminteam câteva țări și probabil mai este Franța și altele, care este diferența? Să simțiți o diferență palpabilă de calitate, în primul rând, între învățământul gorjan românesc și învățământul din țările respective? Sau tratăm de la egal lucrurile? Am putea spune că tratăm de la egal lucrurile în ceea ce privește partea teoretică, nu și cea practică. Pentru că am mers acum în Amiens la o reuniune transnațională, cel cu atitudine de viață sănătoasă, este un liceu profesional, ca și al nostru, are mai multe secțiuni, are profil tehnologic, reparații, utilaje, infirmerie, calculatoare, mai are și era foarte, foarte bine dotat. În privința dotărilor, deci elevii de acolo făceau foarte multă practică și mi s-a părut foarte important acest lucru. Noi, cel puțin noi la Baia de Fier, în privința dotării atelierelor, nu mă refer la dotarea școlii, pentru că, așa cum v-am mai spus, am obținut și noi foarte multe fonduri, colegele mele, doamnele directoare și primăria s-au implicat în foarte multe proiecte și au dotat școala cu tehnologie de ultimă oră. Chiar nu toate școlile din Europa sunt dotate în acest fel. Dar mă refer la profilul la liceul profesional. Nu suntem dotați ca liceile din afară. Merg foarte mult, în special Franța, Belgia, Italia, merg foarte mult pe practică. Copiii aveau în atelierul de infirmerie, în special erau fete, care învățau cum să îngrijească copiii sau bolnavi și aveau mulaje foarte, foarte multe. Fiecare elev avea mulajul lui. Copii de toate vârstele mulaj, cum să-i schimbe, cum să-i îmbrace, cum să-i hrănească. Da, ar trebui să învățăm și noi din această practică, că nu toată lumea s-a născut cu apa, ci apropo da. De și cei cu sapa, pentru că noi ne vedem, apropo de învățământul românesc, ne vedem foarte mulți sau toți, dacă s-ar putea, cu apa, și de aici forțarea de a merge spre liceele teoretice și
o țin ca relativa situație de cenușă reasă a învățământului tehnologic. Da, așa este, așa este, pentru și... că nu-și vede fiecare, ar trebui să fie interesat și să vadă cât poate duce. Și dacă nu poate duce mai mult, poate să rămână la un liceu profesional. Dar asta nu înseamnă că liceul profesional este cenușă reasă. N-ar trebui să fie, din păcate. Și mai e și, nu e nicio rușine să fii un bun, până la urmă, și inginer, meseriaș, că poți să ajungi, da, sau poți să fii un bun meseriaș, un bun tehnician. Deci nu trebuie neapărat ca toată lumea să termine dreptul sau să termine ceva de un medic sau ce merge după un liceu teoretic, de în general cam acolo sunt, să zicem așa, debușeurile. Pe de altă parte, apropo de cei care au fost deja la Baia de Fier în aceste proiecte, în acestea, cum văd ei zona, mai ales că dumneavoastră aveți și o zonă turistică deosebită? Da, zona noastră este foarte frumoasă și toți au fost foarte încântați de atracțiile turistice și de școala noastră, bineînțeles, de colaborarea noastră cu autoritățile locale, cu părinții, și le place foarte mult Gorjul. Eu când le spun că sunt din Gorj, vin de la Brâncuși, de fiecare dată... La Francesc trebuie că e și eu... Da, tot mai ales că îl împărțim pe Brâncuși, da, cumva. Îl împărțim pe Brâncuși, le-am spus că s-a născut aici la mine și a murit la ei și majoritatea îi cunosc operele lui Brâncuși și sunt dornici să le vadă, chiar își doresc să vină să le vadă. Reuniunea de proiect de săptămâna viitoare, Germania, colegii din Germania mi-au spus că n-au fost niciodată în România și sunt foarte curios să descopere țara mea. Apropo de cei care au venit până acum în zona respectivă, aveți, să zicem așa, având în vedere că e zona turistică, i-ar tenta cumva să vină într-un concediu? Cred că da, da. S-au strâns relații de prietenie în care să ajungă și până la acolo să vină să petreacă un concediu în România? S-au strâns relații de prietenie și chiar am un grup de prieteni din Belgia care au venit și au vizitat, grupul de prieteni a venit și a vizitat Transalpina. În vacanță, a trecut pe la mine, m-am întâlnit cu ei. Sunt multe lucruri care se pot spune despre aceste proiecte, dar faptul că o școală, cum este și a dumneavoastră, care pornește practic liceul tehnologic Baia de Fier, are preșcolar, primar, gimnazial, liceal și bănuiesc că și profesional. Sau? Da, profesional. Așa. Și post-liceal. Și post-liceal. Deci toate aceste niveluri și faptul că proiectele se adresează aproape fiecărui nivel înseamnă foarte mult. Cred și pentru școală, pentru experiența și profesorilor și copiilor și a părinților. Și a părinților, da. Am avut proiectul cu unde elevii de la profilul turism și alimentație au mers și au făcut practică în Spania, în Valencia, la o companie foarte mare din Valencia. Au făcut practică 3 săptămâni la un lanț de magazine, în hoteluri, au obținut certificate de competență, certificatul cel mai important Mobility Europass, au obținut diplome, au făcut față și chiar au fost încântați că au putut face practică în asemenea companii. Da, între timp au mai venit două mesaje. Cineva ne spune așa: cred că experiența celor la Baia de Fier este una pozitivă, felicitări că mediatizați un asemenea subiect. Asta e pentru noi, mulțumim. Imediat, un alt mesaj ne spune așa: da, cei de la Baia de Fier merită toate felicitările. Și au și o zonă turistică deosebită. Mulțumim. Ce n-am înțeles eu din toate aceste proiecte, în care au mers elevi și în care nu, că sunt foarte multe. Avem 10 proiecte în derulare. Da. 3 care sunt proiectele grădiniței și 1 care se adresează grupului de vârstă de la învățământul primar, sunt proiecte în care nu merg elevii, doar cadrele didactice, elevii fiind... Da, să înțeleagă telespectatorii că mobilitățile până la 12 ani nu se fac. Deci aici se fac. Da. Chiar dacă cu acordul părinților, dar în general nu se fac în niciunul. După 12 ani merg elevii în toate. Avem acum deja plecat la Oceanul Atlantic cu echipă de elevi și profesori, unde fac surfing. Întreabă cineva, în intervalul unui an de zile, câte deplasări se fac în sănătate sau câte vizite aveți la Baia de Fier?
e cineva curios pe chestia asta. Da, anul acesta școlar avem 4 vizite, primim de 4 ori străinii și echipele noastre, acum este una plecată în Franța, pe 15 va pleca altă echipă pentru învățământul primar în Italia și în general cam 3-4 ieșiri, dar ținând cont că nivelul de vârstă este de la preșcolar, așa cum a spus, până la profesional, avem echipe în toate domeniile și sunt și ele mulți și cadre didactice. Suntem pe final de emisiune, dar pentru că promiteam cumva telespectatorilor la începutul emisiunii că le dăm și ceva sfaturi să acceseze asemenea tipuri de proiecte, din experiența dumneavoastră, de ce ar trebui să țină cont în momentul când se apucă sau vor să acceseze aceste... De ce ar trebui să se teamă și să acceseze asemenea oportunități? Ar trebui să țină cont, în primul rând, de impactul pe care îl au aceste proiecte asupra elevilor și asupra cadrelor didactice, de faptul că vor cunoaște o altă cultură, o altă țară, alt nivel de civilizație, vor vedea cum se desfășoară sistemul de învățământ din altă țară și n-ar trebui să se teamă să călătorească, să-și lase părinții elevii să meargă în mobilități și să acceseze și să persevereze, pentru că nu se poate obține un proiect de la prima accesare. E posibil să se și obțină, dar trebuie foarte mult. Eu am început în 2008 și am foarte multe, dar și din 2008 sunt foarte mulți ani. Da, mulți dintre cei care fac aceste proiecte spun că nu găsesc parteneri așa de ușor cum în alte țări din Europa. Trebuie să fie, în primul rând, foarte, foarte bine informați ca să poată să intre ca și partener cu Franța, cu Belgia, cu Germania, cu Italia, cu țările acestea despre care am spus. Să știe ce oferă, ce poate să aducă pentru acest proiect, pentru că partenerul întreabă, nu întreabă numai de unde ești și unde, la ce distanță e școala ta de aeroport. În primul rând întreabă și acest lucru, dar întreabă cu ce aport viitor pentru acest proiect. Și din momentul în care nu ești informat și nu știi să spui nimic, nu are cum să, țara respectivă nu are cum să te ia într-un proiect. Dacă citești toate acele informații de pe site-ul Uniunii Europene sau de pe site-ul Agenției Naționale, care ne oferă foarte multe informații și sunt informații, eu de fiecare dată le spun ce voi face în proiect. Cu siguranță sunt importante aceste sfaturi. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Vă mai așteptăm să vorbim despre proiectele de la Baia de Fier. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat și o să vin cu alte imagini din alte proiecte ale colegilor mei care merg. Vă mulțumim, dragi telespectatori. A fost emisiunea Școala Gorjeană, o experiență fericită pe proiecte de la Baia de Fier. Mulțumim pentru atenție. La revedere!